ard terenurile în Târgu Jiu. Un alt incendiu de vegetație a fost depistat de polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu, aflați în patrulare pe strada Pinului. Focul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Echipajul Poliției Locale a anunțat ISU Gorj și Garda de Mediu Gorj. Pompierii au ajuns la fața locului și au acționat pentru stingerea incendiului împreună cu 4 polițiști locali. 2 sunt de la serviciul rutier, iar ceilalți 2 de la ordine publică. Perimetrul de patrulare al echipajului de ordine publică de pe zona de nord au depistat în zona strada Pinului un incendiu de vegetație. Bineînțeles că s-au apropiat foarte mult și au solicitat prin apelul unii de urgență 112 intervenția pompierilor și totodată am anunțat și Garda de Mediu. Participat împreună cu cei mai sus menționați la stingerea și limitarea incendiului. Nu este prima dată când poliția locală intervine pentru stingerea unor incendii de vegetație. Gunoaiele aruncate la voia întâmplării ar fi una dintre cauzele izbucnirii unor astfel de evenimente. Cioburile de sticlă amplifică razele soarelui și astfel iarba uscată ia foc imediat. S-a intervenit cu excavatoare pentru securizarea zonelor și în zilele următoare se vor colecta și deșeurile din perimetru. Nu este prima dată, din păcate, datorită cioburilor care sunt aruncate, resturilor de parbriz, de lunetă de la mașini. În zona respectivă, focul se aprinde foarte repede, vegetația fiind foarte uscată. Se vor lua măsuri, s-au și luat măsuri, vreau să spun că s-a intervenit și cu un bulldozer excavator, s-au făcut drumuri de jur împrejurul focului, s-a acționat și pentru ridicarea gunoaielor din zonă și se mai acționează în continuare pentru a limita și extinderea incendiilor. Canicula anunțată în această perioadă este un factor important în astfel de cazuri. Temperaturile extreme au dus la izbucnirea mai multor incendii de vegetație, atât în România, cât și în alte țări.